Lucrările efectuate și achitate este de 33.038.565, deci peste 50% spre 60%. Mai sunt și aici lucrări efectuate și neachitate în valoare de 3.121.711. Noi, în momentul de față, printr-o hotărâre de guvern de anul trecut, la nivelul județului Bistrița Năsăud, au fost prinse 16 unități școlare. Printr-o această hotărâre de guvern, valoarea lucrărilor este de, și a sumei care trebuie să fie alocate județul Bistrița Năsăud este de 1 milion de euro, adică 42 de miliarde de lei vechi, care au fost pe credite angajament. Chiar zilele acestea ne-a intrat o hârtie de la Ministerul, Adresă. o adresă de la Ministerul nostru și semnată și de Ministerul de Finanțe, prin care aceste sume vor fi achitate în acest an, în primul semestru, în proporție de 90% și în semestrul 2, diferența de 10%. Eu sper că pe lângă aceste credite angajament care se regăsesc și le primim cu certitudine, eu nu numai că sper, sunt și convins că vom primi și alte surse de finanțare, astfel încât marea majoritate a șantierelor în acest an să le putem finaliza. Pentru că este mare păcat că aceste șantiere care au început și s-au investit foarte mulți bani ale să nu le finalizăm. Din câte știți dumneavoastră, este undeva unde este extrem de urgent să fie Da. dată investiția, care ar fi zonele? Sigur, sigur, este vorba de Micește de Câmpie, unde este chiar un caz deosebit acolo, În ce sens? în sensul că investiția care a început acolo nu a început cum trebuia să înceapă. S-a dat jos acoperișul și structura tavanelor și s-au dărâmat coșurile de fum. Și în momentul de față nu mai există coșuri de fum de la nivel din pod, de la structură, de la tavan până la ieșire la suprafață. Și în aceste condiții noi am fost pus în situația să închidem încălzirea acolo pe bază de gaz, pentru că era un pericol real pentru acești copii, se putea întâmpla orice nenorocire. Și în momentul de față e să încălzesc cu radiatoare electrice. Asta este o primă Da. investiție care este obligatorie și urgentă. De asemenea, avem și la livezele, avem și la teaca, și la teaca. Însă, iar răspund, s-au făcut niște investiții, au început aceste investiții, mulți dintre primari și directori de unități școlare au forțat în ideea, zice, haideți, faceți, 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 că o să primiți bani. Și uite că noi totuși trebuie să știm că trece printr-o criză financiară și este destul de greu. Însă, cu certitudine, aceste unități școlare vor primi cu prioritate acești bani. Deci se ține cont Da, de absolut. aceste Noi am făcut o necesități. listă de priorități în acest sens și cu siguranță se va ține cont de ea. Acum prioritatea are un invitat prin telefon, căruia îi spunem bună seara. Să rămână adăugată dumneavoastră, să Bună trăiți, seara! domnul inspector general. Să Bună seara, trăiești și domnul dumneavoastră. Bozeșan! Domnul inspector, am o propunere. Domnul Bozeșan. Da, tovarășul Bozeșan. Așa se chinește. Auziți, am o propunere. Da. Și de ce dumneavoastră? N-ar fi bună, cred că ar fi bună. Copiii, în special băieții, la 16 ani, n-ar fi bine să facă pregătire militară. Ca să știi și el, domnule, Doamne ferește, îmi fac cruce. Se întâmplă și mai și mai și. Merg la discotecă, eu de 70 ani nu mai am nevoie să mă duc la luptă. Nu trebuie să stau acasă. El merg la discotecă și mai luptă. Trebuie să fim pregătiți, trebuie să aibă avar, domnul inspector, de pistol, de pușă mitraliere, de carabine, de tun, de artilerie, trebuie să aibă o pic de cunoștință elementară. N-ar fi bine, că nu cum a fost înainte, tot ce a fost înainte a fost bine, trebuie să luăm și fost bun. Că și la burghezie înainte, comuniștii au luat de la ei. Noapte bună! Noapte bună, domnul Bozeșan. Noapte bună, mulțumim pentru intervenție. Dacă aveți un răspuns pentru domnul Bozeșan, o să vă Și rog. așa, elevii în momentul de față, să știți, programa școlară și numărul de ore din planul cadru este foarte mare, elevii sunt foarte încărcați, i-am încărcat în plus pe acești elevi.
După cum știți, după ce am intrat în NATO, inclusiv unitățile militare, multe unități militare de pe teritoriul județului și al țării au dispărut, s-au creat acele unități militare care pregătesc profesioniști, prin care nu mai putem să revenim la ceea ce a fost. Mai rămân puțin la investiții și vreau să vă întreb dacă mai sunt situații, vă spunem și în pauza publicitară, sunt situații în care avem comune unde elevii merg la școli improvizate. Deci aceste școli improvizate au fost dintotdeauna, în sensul că au funcționat și funcționează într-o clădire care este proprietarul un anumit cetățean. Nu este niciun fel de problemă de acest punct de vedere, pentru că nu, ei funcționează în camere separate, nu au treabă una cu cealaltă să contribuie procesul de instrucție și educație. Deci, din acest punct de vedere, sunt sate izolate unde sunt 5-6 copii. Vă dau câteva exemple. Și în zona mea, la Târlișua, Oarzăna, și Androia, deci efectiv aceste situații vor exista și în continuare, însă aceste distanțe foarte mari de la domiciliul copilului până la, știu, la centru de comună unde ar putea fi adus și acești copii este extrem de mare. Și încă o chestiune vreau să remarc: indiferent ce restructurare se va face, nu se va face restructurare la nivelul claselor 1-4 și grădinițe. Deci acestea deci rămân pe loc. Este vorba de clasele 5-8. Aici, iarăși, părinții au, să spun că s-au înțeles ca un zvon? Da, mulți au înțeles ca un zvon. Nu. Deci clasele 1-4 rămân pe loc, grădinițele rămân pe loc, doar clasele 5-8. Și aici vreau să fac o remarcă, o să vedeți dumneavoastră că este foarte importantă. După 2-3 luni de zile și părinții o să constate că au făcut un lucru bun. Pentru că una este calitatea cu 5-6-10 elevi în clasă și alta este calitatea atunci când se face cu un număr mai mare de elevi în clasă, interesul este, și în același timp să nu uităm, intervine și concurența. Corect. Ați auzit părinți care s-ar opune? Deocamdată nu, n-am auzit, dar e posibil. Să are în vedere, dacă îmi permiteți, creșterea eficienței actului instructiv educativ. Domnule Rămâcea, vreau să vă întreb, dacă tot am adus vorba de clasa 1-4, înscrierea copiilor în clasa 1, am înțeles că se va face până la data de 3 martie, sau? Da, până la data de 3 martie. Există noutăți în acest sens? Există noutăți. În mod obișnuit, părinții au posibilitatea să-și înscrie copiii acolo unde consideră că e mai bine. Mici, cum să spun eu, neclarități se creează într-o primă fază, pentru că înțeleg că sunt părinți care își înscriu copiii la mai multe școli. Copilul la 2-3 școli. Rămâne să decide în final. Sigur, este dreptul lui, e competiție și din acest punct de vedere, deși în mod normal ar trebui să țină cont de străzile arondate școlii. Aceasta este situația. E dreptul lor și sunt liberi să o facă. Deci aici este de specificat că în legea învățământului, legea 84 amendată, nu mai apare acolo chestiunea de circumscripție școlară, unde era. Deci fiecare părinte rămâne la latitudinea lui unde își duce copilul. Dar eu fac un apel prin postul dumneavoastră de televiziune la părinți să se gândească foarte bine, să hotărească unde și să nu se mai să creează aceasta, pentru că creindu-se acestea, înscriindu-și copilul de fapt în 2 sau 3 unități școlare la 2-3 învățători, la un moment dat s-ar putea unul dintre învățători să aibă mare surpriză, și de aceea aș face un apel călduros la oameni să înțeleagă, să hotărască unde vreau să-și dea copilul în clasa 1, astfel încât să nu avem probleme la începutul anului școlar. Mai mult aș